Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog aici pe canalul Sergio Avram. Astăzi, dragilor, după cum vedeți, suntem în pădurea Hoia Baciu din Cluj-Napoca, pădure despre care se spune că e bântuită, că e așa, că e așa, că nu știu cum sunt copacii, că... dar pe mâncavaș nu văd, eu văd, nu știu, pădure simplă, frăjeri, marketing, povești nemuritoare. Că copaci au nu știu ce forme, păi, uitați-vă ce forme au, normale. Nu știu, da. Vă fac și un 360 de grade să vedeți. Dar pe... eu nu văd să fie diferită de alte păduri. Povești. Uitați-vă, ce vedeți voi diferit? Explicați-mi. O pădure ca oricare altă pădure. Povești cu pești. Strâng o dată, măi, aici cred că păgolește toată pădurea într-o secundă. Vrăjir, mă. Mă ptiș și eu în Hoia Baciu. Ia. Vrăjală, mă, asta cu Hoia Baciu. Ce Hoia Baciu? O pădure ca oricare altă, ce poate fi? Na. Propaganda e mare cu Hoia asta. E o pădure ca oricare alta. Atâta să nu fie mistreți sau alt felul de animale. În rest, Hoia Baciu. Hoia Baciu, pădure, fiar pădure, nici nu văd unde-s copaci aia ce zicea ei că strâmbi, că nu știu ce, și lăsat vrăjoala aia că noaptea să vine aici, că om, e zua așa e și noaptea, da. Ce mare brânză, unde vedeți voi copaci strâmbi, ăla e mai... De atâta nu mă mai duc încolo. N-am cunoscut atâta fiar peste tot. Poate filmat ea mai jos ceva copaci așa mai strâmb, dar... să urcăm și în sus, ieșim, în... ieșim la luminiș undeva, habar n-am. Pădurea Hoia Baciu, ca și cum mai zice dealul de la Gherla. Lăsați-mă, mă, cu aburlele, abule, tu, aburelele astea. Eu nu văd nimic antorosant aici. Decât o simplă pădurice. Ce? Ce, mă? Vrăjala.
Vrăjeală, chiar vrăjeală. Că este un copac a plecat acolo. Ăla. Aia ziceți voi că... nu știu ce e de la nu știu cum. E pe partea asta aici. Știi? Se mai aude cum pică câte o frunză. În rest, ce-i hoia baciu? Fix pula. Mare vrăjel ce-s pe net cu filmele alea, că îți dau mie scopacii strâmb și că-i bântuită și că nu știu cine. Păi, pula lui. Pădure simplă. Hai, vă pup și îmi puneți botul la toate vrăjelile astea. Cu hoia baci, o simplă pădure, ia uitați. Na. Care copaci, nu știu ce forme, strâmbe. Imaginați de oameni proști. Na, vedeți ce e aici, pula. Hai vă pup. Am urcat și aici un pic mai sus, să vedem dacă se schimbă peisajul, dar nu prea. Cam nu prea se schimbă. Tot așa. Cum era? Păi nu mă duc până la lume nici că n-are niciun rost. Coborăm încet în jos. Sandalele astea ne ia tare alunie cu ele. Prostime multe aici, am cavar care crede toate bălăriile. Merg un pic și în partea aia, acolo nu a fost. Da, merg. Mergem în căutarea copacilor ăia cu diferite forme strânghi. Nu știu, să zic ce-i pe aici. Ia uitați, prostimea, prostimea. Să știi care e cu veștile, cu pești. Sau yoga. Nu știu ce marnic fac. Cred că fac yoga, mă, cafaș. Să rog. Încă fac și asta, rog la dracu. File ar moartea lor să le fie. Doamne, fie Iisus, ce vezi? Aici. Prostime rea de tot. Unde e bucur? Muh! Muh! Bot! Haide pula mea, mă! Cât e proastă poate să fie lumea să creadă așa ceva.
Eu ca așa ceva n-am văzut, beau una ta de când făcut Dumnezeu pe pământ. Pe cărora asta ne mai duce încolo un pic să vedem ce-i pe aici. De-aia vrăjala asta cu Hoia Baciu, cu dispărut cioban. O mânca lupchii. Nu, și nebunia să rugau la fereastră de Iisus ce aveți în inimă. Dar de rămâne și fără sandale aici, în pricaza asta de pădure. Am nefeși. Să mă ia. Nu știu să mai găsăm cărarea, poate ne trim cu ea la... Aia povestești tu. Ia uitați bolânzina. Fac incantația aici în pădurea Hoia Baciu. Nu, arată-mi și mie unde vezi tu copaci strângi. Un, aia mai este câte un așa nea. Nici ăsta nea cu dau ieșiri, vezi? Ăsta din față. Are asta din pământ așa. Ce ceață tu ales razele soarelui? Ce intră prin copaci? Tu dacă redulă poți fi să mori. Păi nu văd, dacă ții ipoteca, nu-i de fânta. Ce este fil acolo, cum e? Da. Unde? Ăștia de sataniști. Asta care era el? Uitați ce am găsit cort. Ce-i cu cortul ăsta aici? Pe șoc, m-am dus încolo, m-am pierdut între copaci. Și te n-am văzut niciun copac strâng. Poate calea pe calculatorul a făcut. Copaci așa strâng. Unde? Care? A, bine, crangă. A ce caută cortul acolo jos? Sunt mai... Dorm aici oare? Dă-mă mână. Sper că nu intri mai tare în transa ta dacă te-am adus aici. Cu Alice am vorbit. Da. Auzi ce-o zis, Valica, să venim noaptea. Fii cum e noaptea așa și zi-o. Păi să vede că tu nu ești cu Dumnezeu, că tu crezi în toate bălăriile. Eu nu cred. Înseamnă că n-ai credință în Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de nimic. Ce să-i văd tu, că e o pădure ca oricare alta? E Baciu, că e comuna satul. Ăsta e Baciu. Satul ăsta, de unde e? Mă, e Baciu,
în țăran, nu. Da. S-au pierdut oile. Da. În păduri vine, se duce în toate. S-au pierdut că l-au mâncat lupții sau minstreții, l-au prins. Nu că l-au luat spiri. Nu știu ceva în el, dar au distrus fără urmă. A fost s-a dus el. Nu știu unde s-a dus. O ciordi oile și s-a dus. Am o să vezi că fugi un urs ca noi. Un urs. Nu este. Nici mistreț. Cum tică din copac. Frunză. Nu-i ghindie. Tu ai făcut așa urât tu? Ha? Hai tu cu căptica din copac frunzul ăla, hai să mergem până în poiana asta. Hai, de ce tu? Feti peti. Am. Nu. Hai că revin cu continuare, că până ajungem în poiana mai este.